Bun găsit, vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian. Suntem cu o nouă ediție la Sport Maxim. Un weekend plin de evenimente sportive în care au fost implicați, desigur, sportivii din orașul Buzău și nu numai, chiar și din județ. Am avut la Liga a treia un sezon care se apropie de final. Metalul Buzău este deja calificat în faza superioară a competiției, însemnând semifinalele pentru în tentativa lor de a se califica, de a promova în Liga a doua. Vineri este meciul rivalilor în deplasare. Metalul va juca la Râmnicu Sărat, Olimpia, așa cum știți cu toții. O diferență de 2 puncte în favoarea Metalului. Iată, s-a răsturnat situația care a dăinuit câteva luni și câteva etape foarte bune. După aceea, ultima etapă, formația din Râmnicu Sărat se va deplasa la Unirea Braniștea, iar Metalul va primi vizita Aerostarului din Bacău. Primele două clasate vor juca în Cruciș cu primele două clasate din seria moldoveană de nord. Probabil una dintre ele va fi Ceahlău, Piatra Neamț, dacă nu cumva se va întâmpla ceva senzațional în aceste ultimele două etape. Tot o formație de pe primul loc, este vorba despre Foresta Suceava, este deja calificată, că va fi pe primul loc, că va fi pe locul 2, tot așa se va trage acest în contextul acesta se va rezolva după cele consumarea celor două etape. S-a disputat și partida de Liga Secundă. Ieri formația Gloria Buzău a remizat în fața virtual promovatei în Superliga, este vorba despre Politehnica Iași, o partidă în care fotbaliștii buzoieni au avut de suferit și ei, dar mai ales publicul, multe ocazii care nu au fost transformate în gol, au condus cei de la Politehnica Iași. În minutele de prelungiri s-a făcut dreptate, dar din păcate pentru noi doar parțial, pentru că din sumedenia de ocazii doar una singură a fost transformată, iar ceea ce se contura a fi o victorie în deplasare a Iașiului s-a dovedit până la urmă a fi o remiză. De asemenea, tot duminică, tot aseară, s-a desfășurat și partida crucială pentru formația Gloria Buzău la handbal feminin. Din păcate, formația buzoiană a cedat la 2 puncte diferență în fața celor de la Brăila. Motiv pentru care în această seară l-am invitat pe domnul Cristian Ceaușel, președintele de la SCM Gloria Buzău. Domnul Ceaușel, mulțumesc frumos pentru prezență. Pentru foarte puțin, bună seara. Și încercăm să analizăm, să vedem cu 2 etape înainte ce șanse avem să participăm și în acest an în cupele europene, sau măcar în tururile preliminare și, de ce nu, să încercăm să mergem și către grupe. În partea a doua a emisiunii vom aborda și subiectul Gloria Buzău. Mai sunt 3 etape, dacă nu zic vreo trăsnaie, și acolo, și după aceea vom vedea dacă vom reuși să participăm la baraj. Va depinde de o deplasare, deplasarea de la Unirea Deș, așa cum depindem și de o deplasare marțea viitoare în ceea ce privește echipa feminină, dar la Mioveni. Domnule Ceaușel, ce s-a întâmplat aseară la meciul de handbal? Aș vrea să punctez faptul că a fost un meci crucial pentru ambele combatante. Sigur. În jocul de aseară, numai pentru SCM Gloria Buzău. Un meci care avea o importanță mult mai mare pentru fetele de la Brăila prin prisma programului pe care îl mai au până la finele sezonului, prin cele 2 etape pe care le mai au de disputat și în speță la jocul cu Rapide, etapa viitoare, care este un meci mai mult decât dificil pentru echipa din Brăila. Noi știam de la bun început că și în situația unui eșec care s-a și concretizat în jocul de aseară, noi mai avem o șansă reală de a ne face numărul necesar de puncte pentru a ocupa o poziție eligibilă la finele sezonului, pentru a participa din nou, pentru al 4-lea sezon consecutiv, în cupele europene. Acel joc acum devine cu adevărat crucial, jocul de la Mioveni, care va avea loc săptămâna viitoare, marți, 16 mai, deocamdată nu știm ora, nu este anunțată ora oficială. Ce să se întâmple? Ca și la fotbal, că ați punctat faptul că au fost o sumedenie de ocazii în timpul jocului, cred că diferența a fost făcută de numărul de greșeli mult mai puține din partea fetelor de la Brăila decât din partea fetelor noastre.
Făcând o analiză a raportului de joc și a jocului în ansamblu cu stafful tehnic, atât imediat după partidă, dar a fost o privire de ansamblu, cât și în cursul zilei de astăzi, când lucrurile s-au mai așezat, s-au mai liniștit, dacă pot spune așa, erorile neforțate au condus la acest rezultat. Noi am avut 18 greșeli neforțate, aruncări ratate, pe când fetele de la Brăila au avut doar 15. Deci diferența s-a făcut la nivelul de concentrare care a fost ceva mai ridicat pentru echipa din Brăila pe tot parcursul jocului, cu toate că a existat acel sentiment de regret că la un moment dat, în a doua parte a partidei și în a doua jumătate a celei de-a doua reprize, a apărut seră de gringolada și în jocul fetelor de la Brăila. La un moment dat era atât de mare de gringolada încât au fost cu 8 jucătoare în teren, era undeva minutul 50, erau chiar cu 8 jucătoare în teren. În fine, una peste alta, repet, numărul de erori mult mai puține, doar cu 3, în favoarea celor de la Brăila, au condus către acel rezultat. N-am putea spune că jocul a fost decis până la urmă urmei de acest centru pe care îl avem în imagine, de Lișevici, care are o colaborare perfectă cu Mireia Gonzalez, care au fost principale marcatoare și principale guri de tun ale echipei din Brăila, și nu numai în acest joc, ci pe parcursul întregului sezon. Au fost fetele de bază care au ținut pe lângă restul fetelor care au o valoare certă și recunoscută. Sunt la fel jucătoare de echipa națională, sunt jucătoare cu experiență în competiții majore, și cu care ați fost la un pas să semnați, nu? La un moment dat. Nu am fost la un pas, am fost foarte aproape, da. Pentru că aveam contractele pe masă, negociate, toate clauzele erau discutate și agreate de către părți, numai că la momentul în care am purtat negocierile respective, încă mai erau în vigoare criteriile stabilite de vechea administrație, de vechea conducere a Federației Române de Handbal. Nu puteam să mai înregimentăm o altă jucătoare. Aveam deja 3 jucătoare care erau în afara criteriilor definite pe vechiul regulament de către vechea conducere a Federației Române de Handbal. Lișevici era o jucătoare în afara acestor criterii. N-am putut datorită condițiilor de la vremea respectivă să le semn. Repet, absolut toate clauzele erau discutate, negociate și agreate de către părți. Cei de la Brăila, cu ceva mai mult noroc, dar pun ceva ghilimele la acest noroc, probabil că au intuit faptul că aceste criterii vor fi eliminate, au riscat luându-le ambelor jucătoare semnătura și, după cum bine vedem, sunt titulare de drept la echipa din Brăila și, din câte știu, vor continua și sezonul viitor, tot cu echipa de la malul Dunării, care, surprinzător sau nu, e totuși de vreo 3 ani de zile și tot caută formula ideală de echipă prin care să-și atingă obiectivele pe care și le-au propus și, ca orice echipă de provincie, pe bugetul pe care l-are alocat, mai mult de a câștiga un trofeu național prin Cupa României și o participare în cupele europene, nu își poate propune, ținând cont de cei doi granzi pe care îi are campionatul din România, CSM București și Rapid București. Mai nou și Bistrița, începând cu sezonul viitor, se poate alătura și se poate implica direct în lupta dintre cele două echipe din capitală. Comparativ cu Buzău, sau mai bine ca și buget, domnul Ceaușel Brăila decât noi, ca să ne facem așa o părere, apropo de jucătoarele pe care le-au înregimentat, iată, ar fi putut să fie în curtea noastră să ne ajute, dar iată, joacă pentru Brăila. La un moment dat, domnul Romeo Ilie, fie țărâna ușoară, povestea exact după succesul chiar de la Brăila, în momentul în care formația noastră a cucerit și cupa și supercupa, tachinați așa de unii dintre autoritățile de acolo: domnule, astea le-ați luat de la noi, băi, noi le-am dat că nu mai făceau față și voi le-ați luat de bune, ceea ce până la urmă s-a dovedit atunci punctual că n-a avut deloc dreptate. Cum să vrei la față de Buzău? Acum, bugetele sunt cele care sunt anunțate. Ele sunt sensibile egale, nu diferă foarte mult. Repet, exceptând cele 3 formații pe care le-am menționat deja, CSM, Rapid și Bistrița. Acum depinde cum privim și interpretăm acel buget, pentru că ar trebui să ne uităm strict pe secția de handbal sau pe o secție anume,
Și noi suntem un club polisportiv la Buzău, SCM Gloria Buzău este un club polisportiv care în clipa de față are 11 secții. E adevărat că handbalul este singura secție de sport de echipă, restul secțiilor sunt de sport individual, dar în situația în care avem cazul CSM-ului sau chiar și cazul Rapidului mai nou, un club cu mai multe secții cu sport de echipă, acel buget este al întregului club. Ar trebui să știm cu exactitate cât este destinat secției respective ca să putem să facem o analiză comparativă corectă între bugetele echipelor de handbal și strict de handbal. Dar, repet, exceptând cele trei formații deja menționate, la echipele de la jumătatea clasamentului, la un moment dat chiar am făcut afirmația, clasamentul reda cu fidelitate și valoarea bugetelor pe care fiecare dintre echipele, cel puțin din prima parte a clasamentului, le aveau alocate pentru sezonul în curs. Deci era efectiv imaginea fidelă a bugetelor care au fost alocate. Dar nu bugetele joacă, nu bugetele au jucat și nici nu vor juca. Întotdeauna căutăm ca din ceea ce avem alocat pentru activitatea respectivă să scoatem tot ce este mai bun și să căutăm să ne atingem obiectivele pe care ne le setăm la fiecare început de sezon. Să știți că din punct de vedere sportiv lupta este acerbă, fetele se cunosc, e firesc să fie așa, multe dintre ele au fost cu echipiere sau sunt cu echipiere pe loturile naționale din țările de origine. Iar o întâlnire directă naște foarte multă pasiune acolo jos în teren. Iar, sincer, în momentul în care începe jocul și până în momentul în care se termină, n-au nicio clipă gândul la ce buget au alocat, la ce contract au semnat, pe ce perioade, nu. Acolo, efectiv, în cele 60 de minute de joc, fiecare caută să iasă învingător. Nu pot să vă ascund faptul că aseară era o tristețe destul de mare în rândul fetelor noastre, imediat după joc. Am încercat să le îmbărbătăm cu toții, vom face același lucru, s-a pierdut un război, dar lupta nu este pierdută. Și mai avem efectiv un pas de făcut până la atingerea obiectivului. Matematic mai avem nevoie de 3 puncte pentru a ocupa acea poziție eligibilă pentru cupele europene. Cu cele 3 puncte în clasament, 52 în speță. Râmnicul Vâlcea, care în clipa de față are 45 de puncte, cu 6 puncte maxim posibile, ar atinge doar 51 de puncte. Deci, cu alte cuvinte, nouă ne mai trebuie o singură victorie și știam de lucrul ăsta încă dinainte de jocul și cu Bistrița și cu Brăila, jocuri destul de delicate. Ținând cont de faptul că ambele combatante au venit, cu toate că e final de sezon, cu loturile aproape complete, fără niciun fel de accidentare, sau cu fete care au revenit după accidentări, că au avut și ele în timpul sezonului indisponibilități, iar rezultatele au fost cele pe care le știm cu toții. În schimb, aș aprecia enorm de mult spiritul și dăruirea de luptă de care au dat fetele noastre dovadă în toate partidele disputate până în clipa de față, pentru că, din păcate, accidentările pe care fetele din lotul nostru le-au suferit în timpul sezonului au fost accidentări destul de grave, cu perioade destul de lungi de recuperare și implicit au fost în imposibilitatea de a mai juca până la finele sezonului. Da, trebuie să punctăm acum pentru o analiză corectă că Brăila e un oraș un pic mai mare decât Buzău. Acolo nu se investește și în fotbal cum se întâmplă la noi. Deja formația brăileană pe vremuri și nu departe fost în Liga Secundă, iată acum este virtual retrogradată la județ, dacă nu cumva se va și desființa. Așa că, până la urmă, sunt ceva aturi din punct de vedere financiar, cel puțin la prima vedere, așa fără să intrăm în amănunte, în favoarea formației brăilene. Domnul Ceaușel, aș vrea să vă întreb, că mi-a rămas, am mai vorbit pe tema asta cu alții invitați, apropo de meciul acela de pomină din Cupa României, când brăilencele au fost echipă gazdă, noi în deplasare și una dintre arbitrele care au condus a fost chiar o buzoiancă. Pe lumea asta, nu v-a deranjat delegarea asta? Și vă spun și de ce. Adică, domnule, eu dacă aș fi fost conducătorul echipei buzoiene, nu, dacă puneți o buzoiană, înseamnă că Brăila ne bate la sigur. Sau da, vedeți, așa, indirect, ce ar fi trebuit să înțelegem din delegarea asta?
Au mai fost situații în care, haide să luăm echipele din București, care da, bine, au fost arbitrate de arbitrii București, București întotdeauna fac da? o speță separată. N-aș putea crede niciodată că ar avea ceva partipriuri fiind bucureșteni cu echipa din capitală. Niciodată n-aș putea crede lucrul ăsta. Pentru că am fost arbitrat de cuplu care în componența sa avea un arbitru din București la meciul cu CSM București, la meciul cu Rapid București. Meciuri pe care, de altfel, echipa noastră le-a câștigat, da? Deci nu... Bine, la fotbal se întâmpla în mod constant delegările acestea. Poate că presiunea a fost ceva mai mare pe concetățeana noastră, corect, ținând cont de faptul că, totuși, suntem o comunitate restrânsă, da, în care mare majoritate ne cunoaștem între noi, știm fiecare... care ne este jobul, cu cine ocupăm, da, probabil că acolo a fost presiunea mai mare. Că m-a deranjat sau nu m-a deranjat și dacă m-ar fi deranjat, oricum n-aș fi putut influența cu nimic decizia numirii cuplului respectiv pentru jocul respectiv. Adică mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi câștigat Gloria la Brăila. Că și asta era foarte posibil, nu? Și am înțeles că a fost acolo ostilitate, în tribună, antrenorul Buceschi, mă rog, a creat. E firească ostilitatea. Ostilitatea am întâlnit peste tot în țară, nu numai la Brăila. Și cu precădere în orașele în care handbalul chiar are tradiție. Că ostilitatea am găsit și la Baia Mare, pentru că e un public cunoscător de handbal. Ostilitatea am găsit și în tribunele de la Vâlcea, unde de asemenea, corect, e un oraș cu tradiție. În doi poli serioși. Da? Orașe în care, în acest sezon, am, pentru prima dată de când suntem în Liga Floror, am câștigat jocuri din deplasare. Da, a stabilit ca echipă câteva premiere. Exact. Ca și la Craiova, de altfel, unde dacă dăm puțin timp înapoi și nu cu foarte mult timp, doar 4 ani, vedem că în 2019 Craiova era câștigătoare de corect Europa League și atenție cu cine juca finala cu Vipers, care este deținătoare Ligii Campionilor în ultimele două ediții. Da. N-am fi putut, repet, nici influența, nici schimba, așa au decis federalii, acel cuplu a fost delegat la jocul respectiv. Da, dacă ar fi câștigat Buzău, probabil că s-ar fi speculat pe faptul că unul dintre cei doi arbitri ar fi fost buzoian. Adică puteau produce greșeli de arbitraj inerente, involuntare, se poate întâmpla oricui, nu? Se pot întâmpla, da. Da, dar haideți să ne uităm puțin și la valoarea celor doi arbitri. Aici nu se pune problemă. Da, că e de necontestat și dovedită, nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional, prin competițiile majore la care au participat, unde de asemenea au fost competiții cu presiune imensă. Da? Haideți să ne amintim că acum 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, au fluierat semifinale de Champions League. Au fluierat chiar finala. Chiar finala de Champions League. În anul în care n-au mai fost trimise la Tokyo. Da? Deci, un cuplu cu foarte multă experiență, care știu să gestioneze jocul respectiv, care n-a lăsat loc de niciun fel de speculații, cu toate că în presă e unul din atributul ziaristului să speculeze. Să știți că nu că fac neapărat un titlu de glorie, dar emisiunea noastră este singura emisiune care le-a avut invitate în direct, da? Deci nu de aici din Buzău, din toată România. Da, cele două arbitre, una buzoiancă, una gălățeană de origine, care acum arbitrează pentru București, n-au mai fost invitate niciodată în nicio emisiune. Și au venit, și le mulțumesc încă o dată pe această cale, au venit undeva la începutul anului, un an încă în pandemie, cred că în 2021, dacă nu spun vreo prostie. Deci e clar, valoarea lor și probitatea lor profesională nu se punea sub nicio formă la îndoială, dar totuși e undeva acolo, domnule, trimiteți acolo și așa Brăila o să-i bată, nu o să fie niciun fel de problemă. Eu așa aș fi înțeles-o. Da, depășim momentul acesta, domnule Ceaușel. Hai să punem, rog colegii din regie, să pună acel clasament cu Liga Florilor, să vedem în ce stadiu ne aflăm. Așadar, două etape ne mai așteaptă. O deplasare la Mioveni, marți, în vreme ce Brăila va primi vizita formației campioane încă antitră, Rapidul. După aceea, formația brăileană va juca, cred că, la Târgu Jiu, în deplasare, iar noi vom primi vizita viitoarei a campioanei care se profilează matematic, deja nu mai pot pierde acest... Până la urmă, deci, avem și noi un meci greu acasă cu CSM, au și ele acasă un meci greu acasă cu Rapid, brăilencele. Deplasare la Târgu Jiu, nu e deplasare la Mioveni. Cum vedeți până la urmă? Dar vedeți că în clasamentul pe care l-ați afișat mai sunt două jocuri restante,
care nu s-au disputat jocuri aferente etapei 24. Avem un carton cu programul viitor și este trecut în acolo. În regulă, dacă CSM București, Dacia Mioveni e un joc care nu mai are relevanță nici pentru partea superioară, nici pentru partea inferioară a clasamentului, vedem că miercuri la 17:30 avem un Rapid București Gloria Bistrița. Un meci cu implicații directe în structura finală și în forma finală a clasamentului. Adică o victorie a rapidistelor contra Bistriței, Bistrița nu va mai putea emite pretenții la, la locul 2? Nu, pentru că o victorie a Rapidului ar duce Rapidul la 6 puncte cu două etape înainte de final față de Gloria Bistrița. Iar care, Rapid va se va duce la Brăila. Nu mai contează. Aceea. Vreau să punctez faptul că fiind 6 puncte diferență de Bistrița și în situația unui număr egal de puncte la finele sezonului, primul criteriu de departajare stabilit, da, e meciul direct, stabilit de Federația Română de Handbal prin regulamentul Legii Florilor, e meciul direct. Ținând cont că Rapid a câștigat și meciul tur de la Bistrița cu 31-26, implicit, matematic, Rapidul va fi echipa care va ocupa locul 2 la finele sezonului. În acest context, pentru Rapid ar mai avea, sau nu prea ar mai avea chiar atât de mare exact importanță deplasarea de la, de la Brăila, ar putea juca ceva mai relaxat, ar putea fi ceva mai relaxate, ținând cont că sezonul este relativ încheiat, în Final Four-ul Cupei României nu mai sunt nici fetele de la Rapid, matematic nu mai pot pierde locul 2, deci ar putea avea încă două jocuri de vacanță Rapidul în ultimele două etape. În situația în care Gloria Bistrița va câștiga acest joc, chiar foarte importantă e diferența de scor cu care ar face-o. Mă îndoiesc că, sincer, ținând cont de valoarea celor două echipe, că ar putea câștiga la o diferență mai mare de 5 goluri, cum a câștigat Rapidul la Bistrița, dar ar veni cu o presiune suplimentară pe Rapid, care nu și-ar mai putea permite pași greșiți, implicit s-ar duce la Brăila să joace pe viață și pe moarte acel joc, pentru că va depinde, efectiv, locul de Champions League și pentru Rapid și pentru Bistrița. Deci, în acest context, putem discuta despre jocul Rapidului la Brăila, funcție de rezultatul jocului de miercuri. Da. Dacă avem acel program al handbalistelor, cartonul acela, să-l afișăm ca să ne uităm, te rog, cam frumos. Program handbalist, se zice. Așa, da, cu final de campionat, sigur că da. Da, al handbalistelor. Așa, acesta este, da? Deci, iată, pe 10 mai, Rapid București joacă așadar cu Gloria Bistrița și tocmai ce am discutat cât de important este rezultatul acestei partide. După aceea, formația noastră va avea meci în deplasare la Mioveni, apoi, cred că le-am amestecat puțin, mai lipsește ceva de acolo. În deplasare, sunt puțin defazate, da. Brăila are așadar acasă cu Rapidul și după aceea deplasare la Târgu Jiu. Am adăugat-o acolo, mă rog, mai mult așa simbolic și pe echipa din Râmnicu-Vâlcea, care are deplasare la Craiova și apoi acasă cu formația din Baia Mare. Cu specificația că noi suntem la egalitate cu Brăila, iar Brăila beneficiază de avantajul meciurilor directe și al golaverajului superior. Nu mai contează, da? E meciul direct, golaverajul nu mai are importanță. Deja acolo, da. Da. Iar Râmnicu-Vâlcea este în spatele nostru la 6 puncte sau 4 puncte? 4 puncte, la 4 puncte, în clipa de față, da. Asta înseamnă că în cel mai urât scenariu, dacă cumva prin absurd, Doamne ajută, așa să fie doar absurd, să nu se întâmple, formația noastră n-ar mai reuși să cucerească niciun punct, am putea fi depășite de Brăila, nu și de Vâlcea, pe care avem victorie în deplasare. Și acasă. Și acasă. În ambele jocuri, da. Am câștigat meciul cu Vâlcea. Matematic, Vâlcea încă mai are o șansă. Matematic vorbesc. Da? Șansele sunt destul de mici și au o deplasare destul de grea la Craiova. Craiova vine după câteva rezultate nefaste care au stârnit ceva nemulțumiri pe plan local vis-a-vis de ultimele rezultate, dar e și o rivalitate zonală, dacă pot să-i spun așa. Haideți să ne amintim că în jocul tur Craiova scoate un egal la Vâlcea, în condițiile în care a condus o bună parte din jocul de la Vâlcea. Și cele de la Vâlcea au reușit în extremis să smulgă acel punct, cu toate că pe final au avut un gol în fața celor de la Craiova.
Deci e o rivalitate zonală între Craiova și Vâlcea și, și jocul acesta se joacă vineri de la ora 17:30 la Craiova. Sunt puțin defazate, amânate sau devansate jocurile. Da. Iar dacă am fi avut o privire de ansamblu pe ultimele două etape, am fi observat că etapa 25, penultima din campionat, este etapa definitorie pentru întreg sezonul. Pentru că în ultima etapă, dacă rezultatele vor fi cele scontate și cele normale, ultima etapă nu va mai avea niciun fel de importanță pentru absolut nicio combatantă, nici în zona superioară a clasamentului, nici în zona inferioară, cu atât mai mult în zona lui de mijloc. Repet, etapa 25-a va fi o etapă definitorie pentru absolut toate combatantele, pentru obiectivele care și le-au propus în acest sezon, iar la momentul în care se va desfășura pe parcursul a 5 zile, începe etapa vineri, se tână marți, cu jocul nostru de la Mioveni. Aici aș putea spune că am avea un oarecare avantaj prin prisma faptului că la ora jocului de la Mioveni știm toate rezultatele jocurilor din etapa 25. Adică e posibil dacă se încurcă cu ghilimele de rigoare la Craiova, Râmnicu Vâlcea, vineri, atunci și jocul nostru de la Mioveni n-ar mai avea importanță, că matematic n-am mai putea fi ajuns de către echipa din Vâlcea. Dar haideți că mai avem o condiționare de care trebuie să ținem cont. După etapa 25-a e o pauză de două săptămâni până la ultima etapă. Se desfășoară Final Four-ul Cupei României și tot prin regulamentul competiției câștigătoarea Cupei României sau finalista, dacă joacă finala cu campioana României, are un loc de Europa League asigurat prin regulamentul competiției. Avem o echipă, echipa din Târgu Jiu, CSM Târgu Jiu, calificată în această fază a competiției. Este singura care în clipa de față nu ocupă un loc eligibil în clasamentul Ligii Florilor și care poate fi buturuga mică, chiar dacă în semifinală sau în prima semifinală vor juca cu Gloria Bistrița, la Bistrița, organizatoarea Final Four-ului, puțin probabil, dar totuși e o șansă pe care sau cu care nu te întâlnești prea des în viață să poți să joci o semifinală. Și noi avem șansa a doua și am reușit să batem CSM București. E adevărat că nu acasă. Dar cu ceva antecedente, dacă le pot spune așa, da? Că înainte de a câștiga finala, am mai fost de două ori în Final Four-ul Cupei României, odată chiar medaliate cu bronze, corect, în jocul cu Rapidul, da. Deci noi ușor-ușor căpătasem ceva experiență. Bine, aici e vorba și de șansa pe care o ai la tragerea la sorți, pentru că în situația în care ai un culoar favorabil, te poți duce până în finală și acolo găsești resurse nebănuite și o mai și câștigi. Și dacă ne aducem aminte, domnul Ceaușă, peste cap orice calcul al hârtiei. Cu o zi înainte câștigasem extrem de greu în fața Zalăului. Exact, și cred că puțin exact s-ar fi așteptat ca peste noapte să ne revenim așa de spectaculos la 180 de grade și să batem CSM București și să producem surpriza. Să mai punem acel clasament. Deci n-aș vrea să omitem faptul că și din Cupa României o echipă poate pleca în cupele europene, se numește CSM Târgu Jiu. Repet, puțin probabil, dar e o amenințare, e un risc care încă mai planează pentru a treia echipă din campionat participant în cupele europene. Da, domnul Ceaușel, să zicem așa, și mai bine să punem rău înainte și să se întâmple așa fericit cum ne dorim cu toții, să zicem că Gloria a terminat pe locul 5 pe care se află acum. Ce șanse am avea până la urmă ca să jucăm totuși în cupele europene? Legat de Cupa României, spuneați, da? Da, e o condiționare, că e o posibilitate mică, dar e o posibilitate și o variantă pe care trebuie să luăm în calcul, să ținem cont de ea. Da? Adică obligatorie este victoria de săptămâna viitoare de la Mioveni. Vedem ce se întâmplă și în Cupa României. Final Four care se va disputa în perioada 20-21 mai, deci după ce se vor disputa toate jocurile etapei a 25-a. Și vom vedea cum stăm înaintea ultimului joc. Repet, după calculul hârtiei, șansele cele mai reduse pentru a câștiga acest trofeu sau pentru a ajunge în finală le are echipa din Târgu Jiu, ținând cont de valoarea celorlalte trei competitoare. Vorbim deci Târgu Jiu va juca cu Gloria Bistrița, iar CSM București cu, da? Brăila. Cu Brăila, da? Cu Dunărea Brăila, da. Da? Acum vom vedea, cu toate că mi-e greu să cred, săptămâna trecută am jucat cu Gloria Bistrița, am văzut infrastructura pe care
Ho-ho-ho, am văzut emulația. Ce care... bani au cheltuit în sezonul trecut, fără să obțină și rezultate. Acum două sezoane, chiar... Și acum două sezoane. Da? Gloria Bisița de 3 ani de zile n-a mai fost în, de la celebrul scandal de dopaj de la Brașov. Așa, corona atunci. Da, da, exact. Da. Deci acela a fost ultimul an în care a participat în cupele europene, formația din Bisița, cu investiții pe măsură masive, cu antrenori de top, cu Kim Rasmussen, haideți să ne mintim că n-a rezistat mai mult de 6-7 etape sezonul precedent la Bisița. Se pare că a și pierdut aici la Buzău, nu? A pierdut, da? Și la Buzău și a terminat undeva pe locul 9 sau 10, da, dacă nu mă știu, sezonul precedent. Rușinos dacă ne comparăm, dacă le comparăm la bugetul istorie, pe care repet, eu am fost săptămâna trecută cu echipa noastră la Bisița și am văzut toată emulația creată în jurul acestei echipe. Am văzut o sală ultramodernă. Am văzut o sală cu o acustică incredibilă și am văzut public dornic de a susține echipa și mi-e greu să cred că în condițiile date echipa din Târgu Jiu va avea vreo șansă. Presiunea este una fantastică venită din partea publicului, repet, un public senzațional pe care nu prea l-am întâlnit în zona aceea Ardealului, e lumea mai pașnică, e mai liniștită. Cu ochii pe clasament, domnule Ceaușel, să spunem că la un moment dat a fi existat un scenariu și legat de un al doilea wild card pentru una dintre echipele. Există, da? Încă există. Dacă ne-am fi calificat încă în există. Final Four-ul, da? Am tot sperat că într-o semifinală sau, mă rog, într-o finală, mă rog, ceva foarte, foarte, foarte cu multă încredere. Dar, din păcate, nici Rapidul și nici CSM București n-a reușit să califice în cele mai bune patru formații din Europa. Nu, haideți să lămurim puțin problema acestor invitații care vin din partea Federației Europene. Ele sunt mai puțin condiționate de rezultatele pe care echipa care le solicită le are în sezonul precedent. Eu am avut o discuție cu conducătorii echipei din Baia Mare vara trecută, Baia Mare care termina pe locul 6, și ei totuși au făcut o solicitare de wild card pentru Europa League, venind cu argumentul că 2 ani consecutivi au fost în Final Four-ul competiției respective. Deci au jucat în semifinale competiției respective. Se pare că într-un an l-au și organizat. Într-un an l-au și organizat, da. Acum 3 sezoane l-au organizat, iar acum 2 sezoane au fost în Final Four-ul competiției respective. A fost unul din argumentele care, în accepțiunea dumnealor, era destul de solid, dar care nu a stat în picioare în fața Federației Europene, pentru că ați avut un invitat de marcă de pe plan local în emisiune, pe domnul Vasile Pavel, da, care va explica faptul că la EHF există anumite criterii în baza cărora se face un anumit punctaj, funcție de expunerea media, funcție de numărul de spectatori, funcție de... Deci sunt, dacă e aeroport sau nu în oraș sau în localitatea de unde e echipa respectivă, deci sunt foarte multe criterii pe care se punctează, se face un top al acelor puncte obținute conform criteriilor definite de Federația Europeană și echipa care întrunește condițiile și depinde și de numărul de invitații de wildcard-uri pe care le acordă. Un lucru este cert în clipa de față, dacă vorbim despre aceste invitații. Luna trecută la Istanbul, la ultimul comitet executiv al Federației Europene de Handball, au luat decizia de a nu mai trimite aceste wildcard-uri către echipe care nu au reușit să facă față rigorilor competiției în Champions League. Pentru că au fost echipe gen Kastamonu din Turcia, gen Banik Mostar din Cehia, care au avut rezultate dezastruoase în Champions League. Diferențele de scori au fost destul de mari, între 15 și 20 de goluri în anumite jocuri. Oricât de mult și-ar dori federalii europeni să popularizeze handball-ul și în țările respective sau să încerce să-l dezvolte... Și-ar face mai degrabă un deserviciu. Exact, e un deserviciu pentru că mai mult demoralizează asemenea rezultate decât să încurajeze practicarea și dezvoltarea acelui sport în zonele respective. Și-au luat decizia ca acele 4 wildcard-uri să nu mai fie acordate acestor echipe care nu s-au prezentat la un nivel așteptat de către federalii europeni. Cu alte cuvinte, sunt 4 wildcard-uri disponibile pentru Champions League. Acum depinde de numărul de solicitări, de numărul de echipe care își doresc să joace în Champions League și totuși sunt țări cu handball destul de dezvoltat, dacă ne gândim la Norvegia, la Danemarca, la Suedia, la Franța, la Germania, la Ungaria,
care și-ar dori și o a treia echipă, încă nu s-a luat decizia, unica decizie este de a nu mai acorda aceste invitații, dar acele patru wildcard-uri să vedem cui vor fi alocate. Acum, dacă am merge așa și am face un scenariu prin care Rapid să termine pe locul 3 în clasament, ținând cont de parcursul Rapidului în actuala ediție a Champions League, ținând cont de susținerea de pe care au avut-o, ținând cont de publicul de care au avut parte, ținând cont de presa pozitivă care a fost mai ales după acel gest nobil pe care l-au făcut după jocul de la Ghior, în care au lăsat sectorul și sala, în sala în care s-a disputat partida, l-au lăsat curat lună, lacrimă, și chiar au fost apreciați de către publicațiile din Europa pentru modul elegant în care s-au comportat. Ținând cont de faptul că au avut o expunere media destul de puternică și o promovare destul de puternică, aș putea crede că ar putea fi a doua beneficiară de wildcard din partea României. În situația în care, sau dacă ne uităm pe clasamentul actual, Gloria Bistrița cred că ar avea șanse minime spre zero, chiar dacă ar solicita acest wildcard să-l primească din partea Federației Europene. Pentru că nu-i ajută ultimele rezultate. Da. Și inclusiv ultimele rezultate. Domnul Ceaușelu, acum nici nu știu cât de pregătiți sunt pentru a face față unei asemenea competiții, pentru că vedeți că totuși e o competiție destul de puternică și cu echipe destul de puternice, cu toate că surprize mai pot apărea, dar pur întâmplător. Da. Haideți să vorbim puțin și despre transferurile pe care deja dumneavoastră le-ați realizat în lunile trecute și să vedem și care sunt fotografiile. Am căutat din ceea ce știam la vremea respectivă. Sunt convins că iubitorii handbalului sunt curioși. O să arătăm și câteva fotografii cu cele mai proaspete transferuri. Iată, vă las să comentați dumneavoastră. Păi n-am ce să comentez, pentru că noi știm foarte bine ce transferuri am făcut, știm foarte bine ce am adus, știm foarte bine ce pregătim pentru sezonul viitor. Dacă până acum dorința noastră arzătoare era aceea de a ajunge în grupe și n-am reușit să realizăm acest lucru, lotul pe care l-am creionat și l-am format pentru sezonul viitor e un lot cu care nu numai că este obligatorie prezența noastră în grupele competiției, ne dorim chiar mai mult decât atât să terminăm și pe unul din primele două locuri din grupa respectivă, cu alte cuvinte să ajungem în sferturile de finale ale competiției. Este obiectivul pe care l-am propus. Toate fetele care sunt deja semnate cu SCM Gloria Buzău vin de la echipe care au avut obiective, au jucat în cupele europene, sunt componente ale naționalelor țărilor de care aparțin. Sunt obișnuite cu performanța, sunt obișnuite cu obiectivele de înaltă performanță. Cu alte cuvinte, nu ne rămâne decât împreună cu staful tehnic, și menirea este mai mult a staffului tehnic, să reușim să închegăm această echipă cât mai repede, să creăm acele relații de joc cât mai curând posibil, chiar dacă unele dintre ele, în clipa de față, sunt sub culorile aceluiași club de unde provin. Dacă e să ne uităm și la media de vârstă, e mult coborâtă față de transferul pe care l-am făcut până acum. Am căutat să aducem fete care să-și dorească să performeze, fete care să-și dorească să se afirme, chiar dacă în clipa de față pivotul pe care îl afișați e din Senegal, dar e crescut în Franța, a fost crescută de către Metz. A jucat la Metz o bună perioadă de timp, acum este adusă de la Siofoc, Ungaria, a ieșit din grupele competiției în acest sezon. În fine, a pierdut sfertul de finală, n-au ajuns în Final Four-ul competiției. Tot din Ungaria vine și Nicoleta Pap, este un inter dreapta de la aceeași echipă, Siofoc, componenta naționalei Ungariei. Centrul vine tot din Ungaria, Tamara Pal, o fată crescută de Academia celor de la Ghior. A și jucat pentru Ghior, a fost chiar în lotul celor de la Ghior în două ediții câștigate de Champions League de către Ghior, chiar dacă n-a fost în teren. În competiția respectivă, la anumite jocuri, a participat. În CV-ul ei apare acest lucru. Stepanicova este o extremă dreaptă care vine din Slovacia. Un inter stânga Zimni, un inter stânga polonez, și din România
Avem Raluca Nicolae, extremă stângă, care va veni și o va dubla pe Ancuța Iuganu. De la Mioveni, și da? Daria Bucuri, da. Inter dreapta. Și vedeți dumneavoastră că dacă v-ați uitat puțin pe profilul fiecare dintre jucători, la poartă a venit Teja Pieviș, care este porterița Croației, este portarul titular al Croației. Aici fosta componentă a handbalului buzoian, pe vremea când avea doar 16 ani, a fost aici Măzăran. Și a apărat poarta Buzăului în prima ligă, 30 de ani, de altfel ambii goalkeeper care au venit, croata 31 de ani, aici Ana Maria Măzăreanu 30 de ani, ți-a văzut două portărițe cu mare experiență. E foarte adevărat, dar este vârsta la care, haideți să ne uităm la Vipers, da? Și să ne uităm la portarul titular al celor de la Vipers, are 41 de ani. Da? E ca vinul bun, de-abia atunci la super maturitate. Da? Deci la poartă e efectiv vârsta optimă pentru a-ți dovedi calitățile pe care le-ai acumulat în timp. Nu e o problemă, dacă stăm să ne uităm puțin în urmă și Olumița Huțupan a apărat până la o vârstă destul de înaintată, acolo încă se poate pentru că experiența te ajută foarte permite mult. Am văzut și pe Pessoa, nu? La Brăila, care Pessoa, a intrat, da, și a scos 37, acel 38 de ani, nu știu cât are și Pessoa. Acea aruncare de la 7 metri când... Nu, au fost chiar două, nu numai da? Una. Da? Ce am văzut mai devreme, da. Da. Da, deci una peste alta am încercat să îmbinăm tinerețea și cu dorința de performanță cu experiența celor care ne-au rămas în lot, pentru că au rămas o serie de jucătoare care sunt exponențiale pentru noi. Nu putem neglija nici experiența unei Bianca Harabagiu Tiron, nici a lui Mădălina Zanfirescu, echipe, fete care deja au confirmat și nu mai au nevoie de niciun fel de prezentare, nici a fetelor care sunt alături de noi de ceva vreme, gen Maria Petrovici, care e deja la al patrulea sezon alături de noi, nu mai vorbim de experiența lui Burlacenco. Aici sperăm ca să și obțină până la urmă și cetățenia a depus și face toate diligențele pentru a-și obține cetățenia română, fiind cu origini prin Basarabia și cu origini românești. Sperăm și noi suntem convinși că vom reuși, dacă nici a treia oară n-a fost cu noroc, a patru oară suntem obligați, pentru că deja nu ne mai gândim la noroc, ne gândim la faptul că suntem obligați. Iar sezonul viitor, să știți că aici va fi focusul pe cupele europene, pentru că suntem datori handbalului din România prin cele trei prezențe ratate în cei trei ani anteriori în cupele europene și va trebui să dovedim că Buzău poate aduce și poate avea rezultate și în competițiile internaționale, nu numai în competițiile sau în competiția internă. Da, deci aici în această prezentare am avut câte două fotografii de la fiecare transfer pe care dumneavoastră l-ați prezentat. Lipsește Nicoleta Paps, pe care nu știam nimic. Da, e un transfer de ultimă oră, dacă pot să-i spun așa, de ultim moment. E al 22-lea transfer efectuat. Federația Română de Handbal nu permite mai mult de 23 de contracte, să avem mai mult de 23 de jucătoare sub contract. Deci, cu alte cuvinte, ar mai fi o singură poziție disponibilă conform regulamentelor în vigoare. Lotul este unul echilibrat. Va fi o perioadă destul de delicată, pentru că dacă ne gândim că pe foaia de joc vor fi doar 16 jucătoare și va trebui în continuare să ținem cont de legislația națională în vigoare, Federația Română de Handbal deja o lună și jumătate și-a modificat din nou propriile regulamente și acum există doar acea obligativitate de a avea 40% din jucătorii înscriși pe raportul de joc să fie de origine română. Cu alte cuvinte, la jocurile de handbal vom avea nevoie de minimum 6 jucătoare cu origini române pe raportul de joc, dar de la 16 la 22 toți sunt 6 jucătoare care joc de joc vor trebui la anumite jocuri să-l urmărească din tribună. Va fi destul de greu de gestionat, dar am mai trecut prin asemenea experiențe pe vremea domnului Ovidiu Mihai Mihailă, când de asemenea aveam un lor numeros, iar în perioada aceea am fost și cumva feriți de atâtea accidentări câte am avut și în acest sezon, dar domnul Coco Mihailă știu de fiecare dată să gestioneze
fiecare partid în parte, aducând fetelor care intrau în teren sau erau pe raportul de joc argumentele pentru care sunt și celor care nu erau argumentele pentru care are nevoie la jocul următor. Dar una peste alta, repet, avem nevoie de bancă, ne-a lipsit în acest sezon banca prin numărul imens de accidentări pe care l-am avut, accidentări produse în timpul jocurilor și mare parte dintre ele jocuri oficiale, nu au fost accidentări stupide la jocuri amicale sau la antrenamente și sperăm că de asta dată să avem o bancă adevărată pentru sezonul următor, care va fi un sezon, am de acum curajul să spun, mult, mult mai puternic decât cel pe care în maximum 2 săptămâni urmează să-l finalizăm. Ținând cont de transferurile care s-au făcut și la restul combatantelor din Liga Florilor, campionatul... Tachetă ridicată, nu? Destul de ridicată și a crescut, în primul rând, valorii care să ne uităm că pivotul celor de la Vipers, Elena Jezić, a semnat cu Brăila. Și am văzut-o sâmbătă în jocul cu Rapid, și i-am văzut și forța, i-am văzut și calitățile. Imaginați-vă că Brăila face un transfer de la Vipers, care este în Final Four-ul Champions League și deținătoare în ultimele 2 sezoane de trofeu. Deci, una peste alta, e bine că jucătoare de valoare vin în campionatul din România. Cu noi râdem că ne crește valoarea campionatului, cu noi plângem că ne-am fi dorit ca în locul acestor jucătoare să avem jucători autohtone care să le poată înlocui. Din păcate, e mult de muncă în sectorul juvenil și e mult de muncă cu un jucător pentru a-l aduce la un asemenea nivel și pentru a putea face față rigorilor acestor competiții în care suntem angrenați. Da, deci ca o concluzie, domnule Ceaușel, avem aici fete tinere, foarte valoroase, handbaliste cu mare experiență. Acum sunt și foarte arătoase, dar până la urmă asta este de bine. E atributul lor. Va atrage publicul la sală. Acum mai rămâne de priceperea staffului tehnic să asambleze aceste valori într-o echipă. Aș vrea să atragem publicul prin rezultate. Și prin rezultate, da. În primul rând prin rezultate și apoi da, prin... Acum dacă ele sunt foarte arătoase, ce să facem? Asta e, n-am nicio vină. Natura a lucrat mai mult. Sunt convins, domnul Ceaușel, că publicul vrea să știe și pe cine nu mai contăm. Cine ne va părăsi la sfârșitul, peste cele 2 etape, la cine s-a renunțat sau, mă rog, cine și-a găsit alte angajamente. La cine s-a renunțat, am anunțat de foarte multă vreme, sunt fetele, sau marea lor majoritate, sunt la final de contract. Nu le-au mai fost prelungite înțelegerile, făcând transferul pe care l-ați prezentat ceva mai devreme. Nominal, am putea spune, Batinović a semnat cu Măgura Cisnădie, Raluca Kelemen, deși le 2 portărițe, a semnat cu Râmnicu Vâlcea, nu erau la final de contract, Batinović era la final de contract, în schimb au fost negocieri ceva mai delicate și doar atât pot să spun. Și iată, până la faceți un schimb cu Cisnădie, da? Vine la noi Măzăreanu și se duce acolo. Bine, Măzăreanu a venit înainte. Da, bine, simbolic vorbind că facem un schimb. Deci cele 2 fete de la poartă, avem pe Subțirică, care din păcate și-a încheiat activitatea handbalistică, deci accidentarea suferită în vara trecută sau problemele medicale pe care le-a avut s-au acutizat și în clipa de față puțin probabil să mai poată practica acest sport, chiar dacă era un pivot cu o valoare incontestabilă și era componentă a Naționalei României. Avem Alina Ilie, care după 5 ani petrecuți la Buzău și ea la final de contract și ea cu o accidentare destul de serioasă, nu știu în clipa de față dacă a semnat un angajament cu vreun club din Liga Florilor. Se pare, dar nu sunt convins, se pare pe surse că ar fi semnat ori cu Mioveni, ori cu Craiova, dar cele mai mari șanse o dau ca și transferată la Mioveni, dar, repet, nu e nimic cert și nici nu pot să mă hazardez. Vasile Uscaia, care și ea vine tot după o accidentare destul de delicată, ar fi semnat cu Măgura Cisnădie, aici pot confirma lucrul ăsta din discuțiile purtate cu antrenorul celălalt Cisnădie.
Alina Țeții? Alina Țeții, nu știu, e la final de contract, dar n-am nici mai mică idee. Mai e Cristina Pârcacin, care și ea nu e la final de contract, în schimb a avut acea clauză 1 plus 1, cum o numesc impresarii, adică a avut contract pe un an cu opțiunea de a îi fi prelungită înțelegerea cu încă un an. Acea clauză funcționează în ambele sensuri, adică poate fi activată atât de către club cât și de către jucătoare. Noi am activat acea clauză și am notificat-o că nu mai contăm pe serviciile ei în sezonul următor. Și cam astea sunt fetele care ne părăsesc. Ah, și Carmen Stoleru, care de asemenea este la final de contract, iar nu știu încotro, cu toate că tot către Mioveni din informațiile pe care le-am, dar reper, nu este nimic verificat și vom vedea la începutul sezonului viitor dacă într-adevăr se confirmă aceste transferuri către echipele respective. Da, domnul Ceaușel, ne propusesem să vorbim măcar așa tangențial și despre fotbalul de Liga Secundă, dar ne-ar mai fi trebuit o jumătate de emisiune. Îi lăsăm totuși să-și ducă mandatul până la sfârșit, poate ajungem și poate iese și bine la baraj, să vedem cu cine vom încrucișa, între ghilimele, armele din Superliga. Mulțumim frumos pentru prezență, vă mai așteptăm aici cu vești noi, vești bune. Ținem pumnii fetelor noastre la Mioveni ca să simplificăm locul de cupă europeană pentru sezonul viitor. Aceasta a fost emisiunea în această seară. Ionuț Paraschiv vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Vă dau o nouă întâlnire lunea viitoare la o nouă ediție Sport Maxi. Până atunci, toate cele bune!